O ploaie de o jumătate de oră a făcut ravagii în satele Pietriciu și Bobolia din comuna Poiana Câmpina. Membrii comitetului de urgență se aflau deja la primărie de la ora 9 seara, convocați de primar, după ce s-a primit avertizarea de cod portocaliu de ploi abundente. Nu a durat mult și a început urgia. A fost o ploaie torențială, care a lăsat în urmă prăpăd. Locuitorii afectați nu au dormit toată noaptea, au ieșit în curți și pe străzi, unde au văzut cum mașinile erau luate de viitură, asfaltul era decopertat, iar curțile se umpleau de bușteni și de noroi. Pădurii pe drum au fost depozitate de ocolul silvic, a fost tăiere. Și a rămas lemnele necărate, bușteni puși transversal, așa a blocat drumul. Da, e, venind de apă multă, a luat lemnele alea și lemnele a distrus balustrada podului pe care era staționată mașina. Dar o singură mașină a luat? Două. Două mașini. Una care era pe stradă, înscrisă în Bulgaria și asta de acolo. Și mai sunt încă două aici, undeva în partea asta. Și la noastră v-a dărâmat ce? V-a dărâmat un zid? A venit, mi-a dărâmat, mi-a luat poarta de acolo, câteva plase de gard. Că, dacă s-a înfundat podul, cantitatea mare de apă, n-a mai avut unde și... să... Și s-a descărcat în partea asta. A intrat prin curte, mi-a nivelat toată curtea cu nomol, cu mâl, cu nu știu ce. Mi-a rupt ușile de aici, de la intrare, de la anexă, și a ieșit prin peretele din spate, care l-a răsturnat. După ce s-a oprit ploaia, oamenii au muncit să deblocheze drumurile și să salveze animalele din noroi. Au fost ajutați de cei din comitetul de urgență, printre care primarul și viceprimarul, care au fost alături de cetățenii toată noaptea.